foarte interesant, care are ca titlu Etica Memoriei, adică o temă care ne interesează foarte mult și ne doare foarte mult. Noi acolo am vorbit despre faptul că, de exemplu, referitor la cenăuți, noi avem mai multe memorii și în paralel este memoria românilor despre cenăuți, memoria ucrainenilor, memoria nemților și am evocat câteva din memoriile care s-au scris despre orașul cenăuți. Acestui simpozion a fost lansată, a fost prezentată cartea Rusia la răspundere. O temă care ne interesează în mod deosebit, pentru că noi toți trebuie să înțelegem ce este Rusia, ce fel de țară este Rusia. Fiecare din noi are imaginea sa referitor la Rusia, la istoria Rusiei. Suntem în fond cei care am învățat istoria Uniunii Sovietice, care de fapt era istoria Rusiei, și atitudinea fiecăruia aproape dintre noi, pentru că am discutat cu mai mulți colegi internauți, atitudinea față de Rusia este alta. Noi toți trebuie să înțelegem ce este Rusia. El, cum nu se referea, vorbea despre faptul că în vest au cu totul altă părere despre Rusia decât noi. Cartea pe care o vom prezenta, și desigur că voi încerca să rezerv cât mai mult timp pentru domnul Felebrean, care nu este o istorie a evenimentului, ci este o sinteză a atitudinii expansioniste a Rusiei. Dorința de a ieși la Marea Baltică, dorința de a ieși la Dunării și Marea Neagră și luptele pe care le-a dus cu Imperiul Otoman. Lupte care, după cum spunea Ionduță, da, au fost lupte în apărarea creștinismului de către Rusie, însă acest război s-a dus pe teritoriul nostru și a avut de suferit oamenii noștri, țăranul român. Mai ales această idee este redată în Biserica Ancor, care este aici la librărie și care vă recomand să o citiți, pentru că Biserica Ancor nu este ceea ce au prezentat foarte mulți clienți. Este tot altă idee și altă orientare în această carte. Aici, în carte, se vorbește despre Rusia și Rusiile, ceea ce este un capitol foarte interesant cu care, de fapt, se și începe această carte și visurile Rusiei, visurile de ei, pe care noi, în contextul evenimentelor de astăzi, înțelegem care sunt intențiile ei și care sunt dorințele Rusiei. Și este foarte interesant capitolul Rusia și creștinismul ortodox, Rusia și Islamul evrei și Rusia, Germania și Rusia, Rusia și America, Rusia și China. Deci toate aceste lucruri punctual ne vor informa despre poziția pe care o are Rusia și cele trei probleme capitale ale Rusiei de astăzi. Deci Rusia se află într-adevăr la răspundere, pentru că trebuie să aleagă, de fapt, între orientările spre Europa, spre Euroasia sau spre imperialismul pe care a vins întotdeauna să fie, adică o cale imperială de a acapara în fondul ceea ce este în jur. Noi spunem că, în fond, Rusia vrea să refacă Uniunea Sovietică. Cred că vrea mai mult decât să refacă Uniunea Sovietică. Are nevoie de controlul pe Dunăre, deci Uniunea Sovietică controla transporturile economice și în termen de mișcarea pe Dunăre, embargourile care apăreau și față de sânt și alte țări, legau din partea Uniunii Sovietică. Acum, Uniunea Sovietică, adică Rusia, a pierdut acest control pe Dunăre și a pierdut curile Dunării. Știm eșecul pe care l-au
sigur, au și au avut o problemă cu canalul Vâstre, pentru că nu au dat rezare nici măcar Academiei Ucrainene de la Kiev, că nu se poate să se realizeze acest canal. Mai pe scurt, cred că și mai substanțial și mai profund va vorbi despre această carte domnul Serebrean și colegul meu care colaborăm la revista Glasul cu Copine, tânărul politolog pe care îl apreciem pe toți și îl susținem.